Uitați. Frate Mihai, Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Îi mulțumim Domnului că suntem încă o dată la părtășie împreună. Vrem să dăm slavă Domnului și îi mulțumesc pentru slujirile dumneavoastră de până acum, pentru tot ceea ce s-a întâmplat aici. Am încercat să fiu cât pot de atent și să ascult. Aș vrea să deschidem împreună Scriptura la un text pe care sunt convins că îl știți și poate din care ați mai auzit și de alte dăți predicându-se. Și aș vrea să deschidem în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, pagina biblică 1031, în traducerea Cornilescu. Pentru cei care aveți Biblia la dumneavoastră, ar fi bine să deschidem împreună Scriptura. Și aș vrea să citesc numai două versete din capitolul 5 din Ioan, versetul 17, adică trei versete, versetul de la 17 până la 19. Cuvântul Domnului spune aici așa: Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Amin. Slăvit să fie Domnul. Frați și surori, iubiții Domnului, prieteni, dacă sunt conectați împreună cu noi, am vrea să și, nu știu, m-am gândit la acest subiect. Astăzi am fost acasă, e ziua mea liberă, când sunt liber de la serviciu și de-abia mă aștepta parcă momentul acela în care să-mi vină fiul acasă. Și când a venit acasă, a venit împreună cu un coleg și a zis: Tati, vreau să mă duc la colegul meu. Dar măi, eu de-abia mă aștepta să vii acasă. O să-ți da, tati, dar ce să fac acasă, că mă plictisesc. Auziți dumneavoastră, poate cei care aveți fii, fiice, cunoașteți des expresia asta, mai ales dacă sunt așa mai tineri și nu prea au foarte multe activități decât școală și ce mai reușesc să facă pe acasă, foarte puțin. Și pe loc așa mi-a venit un răspuns să-i zic: măi, dar ce părere ai tu așa, Domnul Iisus, Dumnezeu să plictisește vreodată? Bineînțeles că el nu mi-a răspuns: hai, no, tate, eu zis, lasă-mă să mă duc, vreau să mă duc cu colegul ăsta să ne jucăm un pic la el. Ne facem și temele împreună, îți promit, o zis. Bine, i-am dat o oră, am zis: ok, du-te, dar să vii până la ora 6 acasă. Dar am stat și m-am gândit așa că și noi de multe ori, să știți, ne găsim în postura asta de a ne plictisi, nu? Vi se pare? N-ați trecut pe acolo oare? Totuși, mi-am adus aminte textul acesta din Cartea Ioan. M-am gândit mai întâi ce înseamnă plictiseala asta, că plictiseala asta îi până la urmă o stare sufletească. E o stare cu care poate fiecare dintre noi ne confruntăm, mai ales când faci un serviciu care devine de la un moment dat o monotonie, mai ales când faci anumite joburi care, știu eu, poate că îți plac sau nu prea și se repetă când e un lucru pe care îl faci în mod repetat, ajungi într-o stare de asta de plictiseală. E o stare sufletească până la urmă. Te simți așa parcă ca și cum începe să vină o ușoară depresie din asta morală, provocată de singurătate, poate, de lipsa de ocupație sau de ocupație neatrăgătoare, de monotonia asta, de o repetiție a lucrurilor. Și am văzut că tinerii, mai ales cei din ziua de astăzi, și cred că e un subiect foarte, foarte popular, ca să spun așa, sau o expresie foarte populară asta, mă plictisesc. Nu știu ce să fac. Pentru că s-o obișnuiți tot timpul oarecumva să își alimentează, să își întrețină mintea și memoria, să își o hrănească cu tot felul de videouri, de clipuri, de YouTube, de mai știu eu ce. Dar nu numai ei, să știți că și noi, cei mai în vârstă, suntem prinși. Și de multe ori ne trezăm și noi că suntem plictisiți. Ori am citit de aici un text în care îl regăsim pe Domnul Iisus într-o ipostază foarte frumoasă. Și cred că ne dă și o lecție nouă fiecăruia dintre noi. De-aia m-am gândit la un titlu pentru mesajul din această seară la noi aici în Europa, poate pentru cei din alte
frare sau din altă parte, poate să fie alt timp acum. Dar m-am gândit la mesajul acesta și am zis, cine lucrează, să știți că n-are vreme să se plictisească. N-are vreme, am spus așa într-un limbaj de al nostru, ardelenesc, neau și așa, n-ai timp. N-ai timp să te plictisești. Câtă vreme lucrezi, câtă vreme ești antrenat și mai ales dacă faci o slujbă în via Domnului, să știi că totdeauna o să ai ceva de lucru. Știți de ce? Ne dă răspunsul Domnului Iisus aici. Și a spus chiar așa Domnul Iisus din versetul acesta 17, Tatăl meu lucrează până acum, slăvit să fie Domnul. Păi dacă Tatăl lucrează și nu știu ce, este în conceptul unora părerea aceasta că Dumnezeu la un moment dat când o făcut creația, o făcut în 6 zile creația și a venit a 7-a zi, ziua de sabat, în care Dumnezeu s-a odihnit și de atunci e într-o odihnă continuă Dumnezeu, e înconjurat de arhanghel, de îngeri, de, nu știu, oameni întregi care numai laudă și Dumnezeu stă acolo pe un tron și se bucură de toate aceste lucruri. Nici de cum, dragilor. Dumnezeu, ne spune Domnul Iisus, lucrează până acum și noi suntem datori să lucrăm. De asta m-am gândit că or să vină poate multe momente din astea în viața noastră când o să fim acuzați că vrem sau că ne dorim să facem prea mult. La noi în Ardeal este o expresie așa pe la țară și mi-aduc aminte de ea, zice că e hamniș. Se referă la câte unul care își dorește prea mult, e hămesit cumva. Ăsta numai tot el ar vrea să facă. Dar să știți că în lucrarea asta lui Dumnezeu sunt prea puțini care să-i vezi că sunt așa hămesiți, că doresc să facă foarte, foarte mult. Din contră, vezi de multe ori oameni care sunt epuizați, sunt obosiți și chiar ajunge acea stare de plictiseală. Acum, eu aș vrea să mă rog, dacă o să vă aduc un mesaj la acest ceas sau acum, în timpul ăsta când mă ascultați, să nu plictisesc pe nimeni. Că cuvântul lui Dumnezeu e fascinant, frați și surori. Și e important ca noi să ne uităm în el și să ne luăm învățăturile pe care Dumnezeu vrea să ni le transmită. Îl vedem aici pe Domnul Isus că vine și datorită faptului că era harnic, că dădea dovadă de o neobosită alergătură în lucrarea lui Dumnezeu, îi acuza de unii și contextul în care se întâmplă tot ceea ce am citit din Evanghelie în această seară, se întâmplă datorită faptului că l-o vindecat un slăbănoc care de 38 de ani era bolnav. De 38 de ani era bolnav și îl întâlnea și Domnul Iisus la scăldătoarea Betesda. Și vă aduceți aminte întâmplarea. Îi spune, ridică spatul, du-te, umblă, ești vindecat, ești liber, ești iertat de păcate și s-au întâmplat toate astea într-o zi de sabat. Acum, cei care sunt cârcotași și îi găsim aici mulți oameni cârcotași și găsim pe grupuri și găsim poate în adunări și în alte părți, oameni care or să vină să-ți aducă pâre și o să zică, nu ți este îngăduit, tu n-aveai voie să faci astăzi, dar pentru ce te-ai aruncat tu să faci într-o zi de sărbătoare, într-o zi de sabat, într-o zi de odihnă? Și îl vedem pe Domnul Iisus foarte elegant și frumos, venind și felul lui până la urmă, felul lui de a răspunde la toate întrebările și felul lui de a rezolva toate problemele noastre, e uimitor. Domnul Iisus ne învață cum să răspundem în momente când suntem adăugați, dragii mei, când răspundem în felul acesta pe care Domnul Iisus ni l-a transmis și ne-a învățat, să știți că se luminează totul și primește statornicie. Că de multe ori, parcă și când dăm răspunsuri și nu suntem convingători, nu suntem convingători datorită faptului că de multe ori încercăm să ne justificăm purtările noastre prin faptul că am vrut să facem înspre ceva bun. Dar important și acum primul punct al mesajului din această seară aș vrea să fie acesta. Când ți se aduc acuze, nu te apăra tu cu tine însuți. Nici cu alți oameni, spunând că datorită lor, din cauza faptului că nu face nimeni, frate, și tot eu trebuie să fac, și tot eu trebuie să alerg, și când se cere bani la colectă, nu vrea să dea nimeni, și când li se spune că este o cauză specială și că donăm pentru lucrarea de misiune, nu bagă mâna în buzunar, și tot eu trebuie să fac, frate. Și s-ar putea să-ți atragi prigoană și să zică, a, uite-l-ai, păi trebuie, păi când e vorba de rugăciune, el se duce în față, păi când e vorba de nu știu ce, el face, el merge, el drege. Și să se ridice mulțimea împotriva ta, așa cumva să înceapă o pismă din aceasta și o mâncărime din aceasta.
nu te apăra cu tine însuți, nu te apăra nici cu alți oameni, nu da vina pe ei, ci apără-te cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E important în momentele acestea, sau îl vedem pe Domnul Isus, că până la urmă de la El vrem să ne luăm exemplu. La întrebarea iudeilor, de ce au făcut lucrul acesta într-o zi de sabat, răspunsul Domnului Isus e simplu. Argumentul ăsta al Domnului Isus e un argument care stă în picioare. Zice, Dumnezeu Tatăl. Nu mai putut să vorbească foarte mult ei. Din contră, ei au început să-l pismuiască mai tare și să zică că l-au urât, vedeți, versetul 18. Tocmai de aceea căutau și mai mult să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. La întrebarea asta a iudeilor, Domnul Iisus vine și zice, știți ce? Nu eu, Dumnezeu. Pentru că voi ați pângărit tot ce înseamnă dumnezeiesc. Nici Dumnezeu nu mai putut să stea liniștit și odihnit și trebuie să lucreze și în ziua de sabat. Și atunci trebuie să vin și eu, care vreau să și înțeleg că trebuie să fac lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, dacă El lucrează și eu trebuie să lucrez. Cu alte cuvinte, avem de învățat foarte mult. Față de pornirea oamenilor, în general, de a ne impune legea lor, să știți, de a ne impune sau de a ne transmite ceea ce vor ei să facem, noi trebuie să venim și să le arătăm. Domnul ne arată legea vieții. Noi pe asta vrem să o ținem. Domnul ne arată că El nu-și calcă poruncile și noi vrem să facem întocmai după poruncile Lui. Dumnezeu ne arată că noi nu trebuie să ținem tradiții, obiceiuri. Dumnezeu, Domnul Iisus, îl vedea pe Tatăl Său făcând lucrurile și trăind în oamenii, în mijlocul oamenilor, având o singură regulă. Și asta era părtășia cu Tatăl pentru Domnul Iisus, părtășia cu Tatăl. Dacă Tatăl lucrează și eu sunt dator să lucrez. Din această părtășie, Domnul Iisus înțelegea că avea de făcut ce, adică tot ce avea de făcut în fiecare împrejurare. Și eu mă rog ca noi să avem același har, să înțelegem. Aș vrea să vă aduc aminte aici un verset frumos pe care mi l-am notat și m-am gândit să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Legat de aceasta spune că în Coloseni, capitolul 3, versetul 3, spune în felul următor. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Voi ați murit, dragilor, față de lumea asta. Nu trebuie să datorați totdeauna când faceți lucrări bune, când lucrați în via lui Dumnezeu, când nu lăsați monotonia, plictiseala să intervină în viața voastră, voi nu datorați lumii tot felul de explicații, de ce e așa, pentru ce e așa. Eu știu să spun un lucru lume care critici, în loc să vii să intri aici, să fii în mijlocul evenimentelor, să vezi că n-ai timp numai să caști gura, că trebuie să te implici, că trebuie să lași și să renunți la timpul tău, să renunți poate la lucrurile care ar putea să fie benefice pentru tine, pentru viața ta materială, poate pentru bunăstarea ta și tu totuși alegi să alergi în cărarea asta, în lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai datorez oamenilor scuze. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ori asta e cel mai important lucru când suntem atacați, când suntem loviți, când suntem doborâți, când vin tot felul de acuze. Noi ne răspundem în felul acesta. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, dragul meu și draga mea. Și tu trebuie să lucrezi. Domnul Iisus lucra pentru că și Tatăl Său lucra. El făcea ce-l vedea pe Tatăl că face. Și noi de multe ori și copiii noștri, să știți, copii, dacă tăiem un i sau doi de i, copiii rămâne numai copii. Copii. Suntem copii și noi, ale părinților noștri până la urmă. Suntem chemați să fim copii. Suntem chemați să facem ceea ce îl vedem pe Tatăl nostru că face, nu-i așa? Și noi, mulți dintre noi, mai ales cei care suntem pe calea mântuirii, spunem că Tatăl nostru este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu lucrează, a spus Domnul Iisus, până acum. Și eu, de asemenea, trebuie să lucrez. Nu o să mai ai timp de plictiseală. Nu o să mai ai timp să spui, o, așa, nu știu, oare la ce film să mă mai uit? Oare pe ce post de știri să mai schimb? Cu ce să mai ocup timpul, că parcă mă plictisesc. N-o să ai timp. N-o să ai timp.
Nu o să ai vreme să spui vorbe de astea, că totdeauna o să fie ceva de făcut. Dumnezeu să fie slăvit. Domnul Iisus lucra pentru că și Tatăl Său lucra. Din spusele Domnului Iisus vedem că El, nu numai că nu, adică nu cred că a vrut Domnul Iisus să dezonoreze ziua de sabat, cum mulți ar putea să creadă. Nu, 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 nu. Din contră, Domnul Iisus a venit și a zis, măi, eu nu țin ziua de sabat pentru că nici tata nu o ține, pentru că voi până la urmă ați fost necredincioși și datorită necredinței voastre e nevoie ca Dumnezeu să vină să vindece bolnav, să vină tot timpul să tămăduiască pe unii ologi, slăpănogi, cum era acest om și dacă el face asta și eu trebuie să fac asta. Ajută-ne, Doamne! Eu nu o să vă spun acum că nu e important să aveți o zi de odihnă. Până la urmă și Domnul Iisus, într-o împrejurare, i-a luat pe ucenici și a zis, veniți de stați puțin jos și odihniți-vă. Avem nevoie de odihnă, dragilor. Dar nu avem voie să ne plictisim în calea asta lui Dumnezeu, mă înțelegeți? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să putem să lucrăm. Ce lucrează Dumnezeu, să spuneți? Vă spun și asta. Este o întrebare la care putem răspunde cel mai lesne, să știți. Pentru că la această întrebare noi suntem răspunsul. Dumneata și eu. Noi suntem răspunsul. Și vă aduc aminte un singur verset care îl iubesc foarte mult și îl amintesc adesea, mai ales atunci când trebuie să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni 2 cu 10. Și îl știu acest verset din cap care spune așa, că noi suntem, ascultați, lucrarea Lui. Lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Asta lucrează Dumnezeu. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Și ce să facem noi? Să lucrăm. Să umblăm prin ele, să mergem pe urmele pașilor Lui. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru. Noi suntem lucrarea Lui. Privind la Dumnezeu, înțelegem ce avem de făcut și cum putem să lucrăm și noi pentru oameni, pentru El, pentru Tatăl nostru până la urmă. Că noi trebuie să facem ceea ce a făcut El. Noi trebuie să fim copii. Noi trebuie să copiem comportamentul Tatălui nostru. De la Domnul Iisus înțelegem că lucrarea pentru Dumnezeu este o altă față a vieții de părtășie cu El, să știți. E o altă fațetă. Numai lucrarea care izvorăște din Dumnezeu, să știți, care se bazează pe puterea și pe înțelepciunea lui Dumnezeu și care îl are în vedere pe El, ca să-L proslăvească, este o lucrare făcută pentru Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să putem să facem așa. Domnul Iisus a răspuns și a zis, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Bună oară, Tatăl lucrează în mine, Fiul lucrează în mine, Duhul Sfânt lucrează în mine. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să înțelegem aceste adevăruri. Dar și eu trebuie să lucrez în mine și în afara mea, în jurul meu, în cercul meu, în raza mea de acțiune. Și dumneata trebuie să lucrezi acolo în jurul dumitale. Dacă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează în tine, și tu trebuie mai departe să lucrezi. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu siguranță. Atunci să știți că suntem cu adevărat fii ai lui Dumnezeu și spun, ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru. Trec mai departe, în al doilea rând, este o invitație aceasta și aș vrea să aduc aminte aici despre faptul că este important să lucrăm în via Domnului și să o facem plin de pasiune. Pentru că să știți că în împărăția sa Dumnezeu nu are leneși și nici nepricepuți. O să spui, bă, dar parcă eu nu știu să vorbesc așa de bine, dar poate știi să cânți. Poate Dumnezeu te-a înzestrat cu harul să cânți și să lauzi din toată inima. Dar poate nu știu să, nici să vorbesc, nici să cânt. Cu siguranță poți să te rogi și să mijlocești. Cu siguranță poți să-ți iei zile de jertfă și de post. Cu siguranță poți să citești Scriptura, să memorezi pasaje, să memorezi versete. Cu siguranță poți să faci ceva. Lucrează. Fă ceva bun în via lui Dumnezeu. E important să nu ne lăsăm așa trândav, să nu facem... că noi eu nu știu și ne găsim tot felul de scuze în spatele cărora ne ascundem și stăm confortabil în banca noastră și iertați-mă expresia, dar suntem ca așa cei pui de cuc. Știți că cucul nu-și clocește ouăle. El le pune în alte cuiburi să le clocească alte păsări. Și când se nasc, ies acolo trei pui de vrabie și un pui de cuc. Care ăsta când vine mama acasă cu mâncarea, el cască gura cea mai mare, că e cel mai lacom și e mai mare decât ăștia la alții.
Și ăla numai tot să hrănește, până când ajunge să fie aruncat și din cuib. Frați și surori, noi suntem chemați să fim harnici. Munca, până la urmă, înseamnă creație. Cine nu lucrează, moare, dragii mei. Cine nu lucrează, moare de plictiseală. Ați auzit pe câte unii? Nu mai pot de plictiseală. Mor de plictiseală. Moare câte unul de ăsta. Care nu lucrează, care nu-i trebuie să facă nimica. Viața de credință, în primul rând, înseamnă lucrare. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem și noi acest aspect. Ajută-ne să înțelegem că numai lucrarea dovedește că suntem cu adevărat în credință, că dovedește că suntem până la urmă în Hristos. E important să înțelegem adevărul acesta. Cine este în Hristos, n-are odihna asta în felul oamenilor din lume. După cum nici Hristos și Tatăl n-au odihnă. Ei lucrează mereu, slăvit să fie Domnul. Este falsă și îndoielnică credința omului care lucrează nimic ogorului Dumnezeu. De asta ești chemat și sunt chemat să lucrez în via Domnului. Și aici aș vrea să vă aduc aminte că până la urmă și Apostolul Pavel a spus într-o împrejurare foarte frumos în Efeseni, în capitolul, nu în Efeseni, iertați-mă, în 1 Corinteni, în capitolul 3 și cu versetul 9 spune căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi, dumneata și cu mine, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi nu suntem, n-am fost chemați niciunul dintre noi să fim niște trândafi și niște leneși, niște pui de cuc, iertați-mă că am folosit expresia asta sau comparația asta. Dar noi n-am fost chemați aici numai să stăm, să așteptăm pară mălăiață în gură la nătăfleață. Nu, 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 nu. Noi am fost chemați să fim harnici. Am fost chemați să lucrăm. Să lucrăm împreună cu Dumnezeu, să lucrăm împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să înțelegem că noi suntem ogorul lui Dumnezeu și clădirea lui Dumnezeu și că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Este un har când vom reuși să înțelegem lucrul acesta. A fi în Hristos înseamnă lucrare necurmată, în mijlocul lumii fără Hristos. Așa făcea și el, să știți, când era în trup. Mi-aduc aminte de o împrejurare în care, la un moment dat, m-am dus la facultate la agronomie și îmi plăcea mult profilul la care m-am dus și n-am înțeles niciodată pentru ce o îngădui Dumnezeu în trecutul meu să trec și pe acolo, pe la facultatea asta de agronomie. Și am zis, acum când m-am uitat, pentru că Dumnezeu oare cumva o rânduit un alt fel de viață, o rânduit o alt fel de slujire, de slujbă pentru mine, n-am ajuns să profesez ca și inginer niciodată. Și am stat așa și unii chiar au zis, bă, timp irosit. Nu e adevărat, frați și surori. Să știți că Dumnezeu, în master planul Lui, are în vedere toată viața noastră și purtarea noastră. Asta nu înseamnă că Dumnezeu va interveni cu picioarele în viața ta și va spune El care să fie traiectoria și direcția vieții tale. Noi facem alegeri și poate că Dumnezeu, de multe ori, din dărâmăturile noastre, vine și construiește ceva. Și începe să-ți dea o viață și începe să-ți dea un viitor și o nădejde în momentul când te întâlnești cu El. Și începe să-ți dea de lucru, slăvit să fie Domnul. Numai important este să ne lăsăm călăuziți de vocea asta Lui, să înțelegem că El asta dorește de la noi și să înțelegem că trebuie să fim deosebiți de lumea aceasta. Și această deosebire se va arăta în lucrarea după voia Lui Dumnezeu. De aceea trec la al treilea punct și cel din urmă. O predic așa ca la cei de la Institutul Teologic, știți, în trei puncte. Să mă iertați acum că fac astfel de comparații, dar așa s-a potrivit în seara asta, Dumnezeu să fie slăvit. În al treilea rând, aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta, caută să faci întocmai, folosind o expresie de aici din text, întocmai ce așteaptă Dumnezeu de la tine să faci. Vedeți dumneavoastră, noi ca și slujitori în adunare, în biserică, poate de multe ori motivăm și împingem pe câte unii de la spate, hai mai cântă și tu o cântare. Mai ales noi aici suntem o biserică tânără, avem mulți tineri și parcă de multe ori trebuie să tragi de ei. Hai mă, pregătește mai și tu un îndemn pentru rugăciune. Hai soră, pregătește și tu, Dumnezeu ți-o da har. Știm că te-am mai auzit aici cântând. Cântă și tu o cântare. Și de multe ori te bați de un refuz așa și parcă ai vrea să îi împingi tu de la spate să își intre în rol până la urmă. Să facă ceea ce-s chemat să facă, să slujească Domnului. Și unii nu vor. Dar e important să înțelegem că este deprisos să aduci o slujire care nu este după voia lui Dumnezeu.
Dar e foarte important să aducem o slujire care să reprezinte voia lui Dumnezeu. Caută să facem tocmai ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Urmașii lui Hristos, prin asta o să fie deosebiți. Lucrarea pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie să se vadă în toate mișcările vieții noastre. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru. În toate împrejurările trebuie să se vadă. Trebuie să trăim cu toată puterea cuvântului Iisus. Știți ce spunea Domnul Iisus la un moment dat, într-o împrejurare? În Matei 6:33 spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. De-aia e important să înțelegem. Am auzit mai devreme predica fratelui Cristian care ne vorbea despre sărbătoarea asta păgână și eu mă uit aici pe stradă și îi văd mai mulți sunt acum pe stradă. De Crăciun să știți că n-am văzut pe nimeni. Nu merge nimeni cu colindul aici în Anglia unde suntem, noi nu merge nimeni cu colindul. Dar acum am văzut că e plin pe stradă. Ies părinți cu copii, case împodobite cu tot felul de schelete și de nu mai știu ce. Deci groază, ca și copila lui Dumnezeu. Ți teamă, bă, ăștia invocă tot felul de spirite din lumea nevăzută. Domnul să aibă milă de ei. Dar și noi suntem chemați acum în partea noastră să ne facem lucrarea lui Dumnezeu împreună cu El să lucrăm și să lucrăm călăuziți de El. Noi suntem chemați să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute, să știți că suntem ambasadorii lui Hristos, spunea cineva. Suntem ambasadorii Lui ca și acei ambasadori care trebuie să plece într-o țară străină. Trebuie să ocupe de afacerile împărăției și noi ne ocupăm de afacerile împărăției pe un tărâm străin, că noi suntem cetățeni împreună cu Sfinții, nu? Suntem acolo, noi avem o țară acolo sus în cer, noi pe pământul ăsta suntem ca și ambasadorii ăia. Noi trebuie să venim și să reprezentăm împărăția Tatălui nostru, transmițând mai departe ceea ce vrea El, ceea ce ne transmite El să spune mai departe. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un semn că suntem cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu este ura din partea lumii. Bă, Domnul Iisus l-a urât, am văzut aici în versetul 18. L-a urât și pentru faptul că s-a dat deopotrivă cu Tatăl. Dar asta nu ne va opri. Lumea nu va urâ niciodată pe aceia care nu o deranjează. Pe noi care suntem ambasadori ai împărăției lui Dumnezeu, pe noi o să ne urască probabil lumea. Și s-a amintit de conflictul ăsta dintre Israel și cu gruparea teroristă Hamas. Vedeți dumneavoastră câtă turburare în toată lumea, mișcări de oameni care iasă și strigă nestingherit, moarte evreilor. Și au pus chiar am văzut o imagine din aceea, din mai multe locuri, care au preluat acum unii de la alții și au făcut steaua aceea lui David, care reprezintă steagul lui Israel, și l-au pus într-un coș de gunoi și au zis în felul următor mesajul: să aruncăm gunoiul la coș, să păstrăm lumea curată. Vedeți dumneavoastră, lumea întotdeauna va urâ ceea ce nu este al ei. Și dacă tu ești un ambasador al lui Hristos, s-ar putea să fii urât de lume. S-ar putea să fii respins de lume. Dar asta trebuie să ne încurajează și mai mult să mergem să facem voia Tatălui nostru. Pentru că Domnul Iisus era urât de lume pentru că o deranja cu lucrarea sa. O deranja pe lume lucrarea lui Dumnezeu pentru că venea și vorbea despre păcatele în care se scufundă lumea. Dar e important să înțelegem că noi trebuie să-L facem în tocmai ce-L vedem pe Tatăl nostru că face. Chiar dacă asta îți va aduce ură din partea lumii. Chiar dacă asta va aduce poate, nu știu, prigoană, poate tot felul de lucruri care s-ar putea să deranjează, să tulbure, să miște apele în jurul tău. E important să facem aceasta. Mă uitam aici în Scriptură și am văzut la un moment dat, căutând să mă pregătesc pentru mesajul acesta, am văzut o împrejurare în Marcu, în Evanghelia după Marcu de această dată, în capitolul 1 chiar, unde la un moment dat Domnul Iisus începe și face niște minuni. Tămăduiește niște oameni și se adună o gloată de oameni după el. Și vin ucenicii, chiar Simon și ceilalți care erau cu el, spune în Marcu, în capitolul 1, de la versetul 36, spune că s-au dus să-L caute pe Domnul Iisus. Și când l-au găsit, i-au zis: toți te caută, au zis dumneavoastră. Și el le-a răspuns: haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea draci. Dar interesant, m-am uitat așa și am zis în mine însumă, oare cum aș fi reacționat eu acum să știu că mă așteaptă vreo 3.000 de oameni să mă duc să le predic? Sau să intru aici la 13 și să predic? Sau poate mai mulți cu cei care sunt în online?
Dar vedeți dumneavoastră ce înseamnă să fii călăuzit de Dumnezeu, să faci lucrarea întocmai cum ți-o cere Tatăl? Nu o să te duci întotdeauna spre mase de oameni, înspre locuri în care să devii neapărat popular, să te aplaude mulțimi, ci o să dorești să faci lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă să mergi să propovăduiești unuia singur. Chiar dacă asta înseamnă să mergi să vorbești, poate într-un sat al galileanilor care e neînsemnat și care până la urmă l-au și respins. Nu l-au primit, dar Domnul Iisus s-a dus. Știți de ce? Pentru că el l-a văzut pe Tatăl și a spus, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. El nu face, spune în versetul 19 din textul pe care l-am citit, decât ce vede pe Tatăl făcând. De asta e important și noi în alergarea noastră să înțelegem sau să facem în funcție de ceea ce înțelegem că e nevoie să facem călăuziți de Duhul Sfânt. Fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, spunea versetul 19. E important să facem. Cineva spunea într-o împrejurare, nicio combinație de ouă stricate nu poate să dea o omletă bună, frați și surori. Cu alte cuvinte, noi nu putem să facem faptele lumii acesteia și să așteptăm să avem roade nemaipomenite, nu-i așa? Nu putem să facem lucrul acesta. De asta e important ceea ce facem pentru Dumnezeu, cu ceea ce izvorăște din noi înșine s-ar putea să facem rău. Dar tot ceea ce facem și vine numai de la Dumnezeu, să știți că atunci Tatăl va binecuvânta lucrarea noastră și vor exista roade. E important ca orice copil al lui Dumnezeu și orice fiu de Dumnezeu, fiică de Dumnezeu, cum cred că și dumneavoastră sunteți, să înțeleagă și să facă aceste lucruri. M-am uitat în 1 Corinteni și am văzut acolo că la un moment dat apostolul vine și vorbește despre faptul că le zice chiar corintenilor ăstora, le zice sfinți, sfinții care sunt acolo între voi în Corint. Și le zice, totuși am auzit de la ai Chloiei că între voi sunt și tot felul de dezbinări. Și acum vine apostolul și-și apără slujba și lucrarea. Ba chiar pune niște întrebări. Și parafrazez acum și zice, am botezat eu pe vreunul, am făcut eu între voi ceva. Eu am venit numai să vi-l propovăduiesc pe Hristos. Asta e cel mai important. Eu aș vrea să nu știu nimic altceva între voi decât pe Hristos și pe Hristos răstignit. Cu alte cuvinte, nu mă interesează să fiu popular. Și spuneam ultima dată când am vorbit aici despre tulburarea aceea, despre slujnica aceea care mergea înaintea lui Pavel și a lui Sila și striga, aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt. Dar nu au fost interesați ei de popularitate. Ei erau interesați să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și la asta suntem chemați și noi, frați și surori. Nădăjduiesc că niciunul n-a fost plictisit în seara aceasta. Eu aș vrea să fiecare dintre noi să facem lucrarea lui Dumnezeu în tocmai cum o face Dumnezeu. Asta e marea chemare, să știți, a fiecăruia dintre noi. Să facem lucrarea lui Dumnezeu în tocmai. Tot ce face Tatăl, tot ce face Fiul și tot ce face Duhul Sfânt. Noi la asta suntem chemați. Ce face Dumnezeu, o să întrebați acum. Dumnezeu, să știți, în primul rând lucrează. Apoi, Dumnezeu iubește, frați și surori. Dacă El face asta și noi suntem copiile Lui, copiii Lui, și noi trebuie să facem la rândul nostru la fel. Nu o să vă mai aduc versete, sunt foarte multe versete biblice și sunt convins că o să le găsiți și o să le știți dacă vreți. Apoi, să știți că Dumnezeu dăruiește și ne-a dăruit ce-a avut cerul mai scump. El-a dăruit pe Fiul Său ca să ne răscumpere din starea de păcat în care trăiam foarte, foarte mulți dintre noi. Apoi să știți că Dumnezeu iartă, slăvit să fie Domnul. Și noi trebuie să facem la fel. Dumnezeu luminează. Voi, acum, sunteți lumina lumii. Dumnezeu sfințește. Și noi, la rândul nostru, suntem chemați să ne sfințim și să sfințim locurile prin care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi, prin purtarea noastră bună și evlavioasă. Ajută-ne, Doamne! Apoi să știți că Dumnezeu se bucură. Asta e mai greu câteodată, mai ales pentru noi românii. Suntem așa mai melancolici, mai osaci, mai triști de felul nostru. Dar să știți că va trebui să facem și lucrul acesta. Să ne bucurăm. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mă apropiu de încheiere și aș vrea să vă aduc aminte un exemplu tare frumos pe care l-am citit și care m-a impresionat și este despre un om al lui Dumnezeu care a trăit în veacul trecut
pe nume Moody, Dwight L. Moody l-a chemat. Ați auzit cu siguranță de el, a fost unul dintre marii reformatori. Se spune și istorioara aceasta spune că acest om al lui Dumnezeu s-a născut într-o familie sărăcăcioasă, cu mulți copii. Și la un moment dat tatăl lui s-a hotărât să-l trimită la un unghi al lui, care era pantofar, să învețe și el meseria asta, să ajungă pantofar la un moment dat. Numai că unchiul acela a avut o întâlnire cu Dumnezeu și a început să-i prezinte Evanghelia lui Moody, care, curios, și tatăl lui, și unchiul lui, și cei de la școala pe care au reușit să o termine, spunea că are o problemă cu concentrarea și tare, tare greu înțelege lucrurile și le pricepe. Totuși, Evanghelia a primit-o cu foarte mare ușurință și a început să frecventeze adunările bisericii. Și la un moment dat a văzut el acolo, într-o biserică în care a mers, un citat mare, pe care spunea în felul următor: lumea încă n-a cunoscut ce poate să facă Dumnezeu cu un singur om care se întoarce la el din toată inima. N-a cunoscut încă lumea. I-a rămas așa de mult în minte și în memorie încât a început să facă o singură rugăciune și asta a fost dorința lui: Doamne, eu vreau să fiu omul acela, Doamne. Folosește-mă, lucrează cu mine, Doamne. Și restul, nu vă mai spun că restul e istorie și știți deja ce a lucrat Dumnezeu prin acest om. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră să puteți să lucrați. Dacă Tatăl lucrează, să putem să lucrăm. Să nu ajungem niciodată să avem vreme să ne plictisim, să avem timp de plictiseală. Să fim așa de ocupați cum și Tatăl nostru, cum Fiul, cum Duhul Sfânt este ocupat. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Amin, amin. Mulțumim, frate Mihai, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze, viteazule. Mulțumim pentru cuvânt. Acum mai rămâne să aduceți și rugăciunea din încheiere la urmă. Mai ascultăm, mai luăm o cântare, sora Sanda, Domnul să vă binecuvânteze, sora Jeta. Și mai vedem când vine sora.